În inima Carpaților, o legendă străveche prinde viață, povestea babei Dochia, o figură enigmatică ce a fascinat generații întregi. Se spune că baba Dochia era o femeie aspră și necruțătoare, cu o fire aprigă și un suflet împietrit de trecerea anilor. Într-o zi friguroasă de început de primăvară, baba Dochia a pornit la drum cu oile sale, sfidând avertismentele ciobanilor despre vremea capricioasă. Pe măsură ce urca pe creștele munților, vremea s-a schimbat brusc, iar cerul s-a întunecat amenințător. Baba Dochia, încăpățânată și mândră, și-a scos rând pe rând cele 9 cojoace, crezând că primăvara sosise deja. Însă natura și-a arătat fața nemiloasă, iar o furtună cumplită s-a abătut asupra babei Dochia și a turmei sale. Vântul șuiera cu furie, fulgerele brăzdau cerul, iar ploaia se transforma în grindină, biciuind fără milă totul în jur. Baba Dochia, înghețată și sleită de puteri, s-a preschimbat în stană de piatră, alături de oile sale, rămânând astfel pentru totdeauna în peisajul carpatic. Legenda spune că formațiunile stâncoase cunoscute sub numele de babele reprezintă chiar pe baba Dochia și turma sa împietrită. Această poveste captivantă ne amintește de puterea naturii și de consecințele încăpățânării și ale trufiei omenești. Baba Dochia a rămas în memoria colectivă ca un simbol al schimbărilor capricioase ale anotimpurilor și al forțelor naturii de neoprit. Legenda ei continuă să fascineze și să inspire, transmițând învățăminte prețioase despre respect, smerenie și armonia cu natura. Așadar, când pășim pe cărările munților Carpați, să ne amintim de povestea babei Dochia și să cinstim memoria ei, păstrând vie această moștenire culturală neprețuită.